realitatea noastră la Biblioteca Județeană Iaba Sanabescu, unde primăvara anului 2019 ne-a trezit din letargia iernii și a venit la braț, cum altfel, decât cu colecția Biblioteca Giurgiuveană. Sunt alături de noi astăzi scriitorii Marioara Nedea și Marius Radu Eremia. Nu știu unde s-a dus domnul Marius Radu Eremia, cum o să vă așezați lângă doamna Marioara Nedea, pentru că sunteți astăzi eroi zilei la bibliotecă, lansând volumul de poezie al Marioarei Nedea Verde Cruz și volumul de proză Preludiul Tăcerii al lui Marius Eremia. Sunt alături de noi membrii Consiliului Științific și Consiliului de Administrație al Bibliotecii, domnul inginer Victor Boiangiu, domnul profesor Emil Talianu, doamna profesor Daniela Neagu și consilier județean, doamna Ana Maria Mărzac, reprezentanții Consiliului Local este domnul administrator public Nicolae Ghiță, domnul consilier Mitică Sârbu, de la Consiliul Județean este domnul Simion Cosmin, prezent consilier județean. Sunt aici reprezentanții ai unor instituții cu care avem încheiate acorduri de parteneriat. Muzeul Județean, domnul director Ionel Muscalu, Penitenciarul Giurgiu, reprezentat de doamna Gheorghișor, Centrul Județean de Creație, doamna Pețanca, Centrul Cultural Ion Vinea, doamna Pețanca, dar, desigur, și un numeros public setat de cultură. Nu voi intra mai departe în această desfășurare a activității fără să vă precizez că această colecție Biblioteca Giurgiuveană are doi părinți spirituali. Dan Mucenic, care nu mai este fizic aici, și doamna Mirela Cruiță, a cărei prezență alături de noi o salutăm și îi mulțumim că este prezent aici la acest eveniment. Ce are diferit colecția Biblioteca Giurgiuveană anul 2018, deși vorbim despre acum în 2019, este că am început lansarea ei în județ și este vorba de volumul de la în anul centenar de la Secer la Baioneta lui Nicolae Crevedia, a fost lansat în Comuna Crevedia, dar și volumul lui Victor Enache de poezie a fost lansat în Comuna Agostino. Astăzi vă prezentăm în primul rând pe doamna Marioara Nedea, care cu acest volum de poezii Verde Crud este primul care îi apare în colecția Biblioteca Giurgiuveană și cuprinde 151 de poezii. Remarc că am cititor însetat de frumos, cum poeziile sale topesc gheața din orice suflet, și peste tot răsare verdele crud. În afara oricăror asocieri verzi, mustind patetic pe dor de viață în această primă lună de primăvară, dedicată întotdeauna femeii și dedicată iubirea, eu, pentru început, îmi permit să vă rețin atenția cu o poezie caldă, dedicată mamei, în care cu siguranță fiecare dintre noi ne regăsim acasă. Este vorba de această poezie. Ador în pragul casei, văruit și văd fantoma mamei ce sfioasă mă mângâie pe chipul obosit și parcă ar spune, bun venit acasă. Iar eu îi simt căldura ei maternă și protectoare ca un sfânt bătrân și știu că mama totuși e eternă, iar eu copilul ei o să rămân. Încă o viață și încă o veșnicie, oriunde m-aș afla în astă viață, iar chipul ei duios o să rămâie pictat pe zori în orice dimineață. Se face întuneric și nu mai am chibrit. Ulcica de pământ deodată se înmoaie și adorm subit pe lama de cuțit și în mine amintirile mai tale. Vă mulțumesc, doamna Nedea, pentru aceste frumoase poezii. Invit acum publicul prezent să-și exprime ideile, impresiile și sentimentele legate de volumul pe care l-ați scris, nu neapărat într-o ordine pe care să fi stabilit-o noi. Vă invit și pe dumneavoastră să ne spuneți tot ce simțiți și pe toți vă invit după aceea să ne bucurăm de acest volum
pe care îl veți primi cu autograf din partea scriitoarei. Domnul profesor Talian, totuși. Vă mulțumesc pentru această prioritate, cu atât mai mult cu cât sunt cel care am lecturat aceste versuri cu multe înainte, când am scris o mică prefață a acestor versuri care m-au cutremurat în clipa în care le-am lecturat. De fapt, avem aici o poetă deosebită, care, iată, mărește frumusețea și plăcerea acestor frumoase zile de dinaintea zilei ființelor dragi. Este într-adevăr o lirică feminină care m-a făcut să mă aplec mai mult asupra cărții și să citesc de mai multe ori fiecare poezie. Fiindcă, urmărind această evoluție a poetei care este astăzi sărbătorită, m-a surprins o coincidență. Pornesc la titlul acestui volum de versuri, Verde Crud. Verde Crud, dacă ne amintim în anii de școală, a fost folosit pentru prima dată de Bacovia. Bacovia a debutat în anul 1916, în preajma războiului. Și am văzut coincidență și poeta noastră debutează peste 100 de ani, în 2016, la volumul său editorial, primul său volum pe care îl publică. Să fie asta o coincidență? Dacă Verde Crud la George Bacovia sugerează o boală psihică, aici avem de-a face, lecturând aceste versuri, cu un alt sens al cuvântului Verde Crud, cu frumusețea, cu marea plăcere de a ne bucura, ca și acum, de primăvară, de verdele crud care ne încarcă sufletul de emoții puternice. Este într-adevăr o carte bine realizată. Am văzut evoluția domniei sale de la debutul editorial de care vorbeam până în prezent, că numai într-o perioadă relativ scurtă a reușit să-și perfecționeze stilul. Un stil extraordinar, apropiat meșteșugului creierii poeziei, fiindcă, lecturând versurile, constați că la poeta pe care o prezentăm astăzi, versurile curg aiduma unui păriaș ușor în câmpie, fără a întâlni în cale niște obstacole. Așa curge lin și limpede versul poetei care prezintă astăzi o nouă carte. Este într-adevăr o frumusețe a lecturii, este o frumusețe a cuvântului românesc, căruia îi dă valențe deosebite prin mulțimea sa de versuri. Ne bucură foarte mult că deschidem această bucurie a primăverii cu volumul Verde Crud, un verde extraordinar, care într-adevăr ne aduce speranță și bucurie. O felicit și mai aștept, așa cum am exprimat și în rândurile incluse în carte, cu alte versuri tot atât de plăcute, să ne bucure inima și sufletul. Vă mulțumesc! Sărbuna doamnelor, bună ziua domnilor! Sigur este un eveniment important, un eveniment care, cel puțin pe mine, deși cu atâta experiență, mă emoționează, pentru că mă aflu într-un astfel de mediu. După ce domnul Talianu a făcut așa o
prezentare deosebită. Mi-ar fi greu să intru în mediul respectiv, să încerc și eu să spun, pentru că, mă rog, e o diferență între mine și dânsul. Eu sunt inginer, dânsul e poet, scriitor. Aș vrea o singură chestie și ca să nu credeți că plagiez, vreau să citesc ce spune dumneavoastră în prefața acestei cărți, în care spuneți că Mariana Nedea aduce sub ochii cititorului un univers nemărginit care învinge spațiul și timpul. Cred că este suficient să spun eu, nu pot nici să citesc din aceste poezii pentru că nu am așa o voce care să impresioneze, dar ceea ce a scris domnul Dalianu despre doamnă, și o felicit, este suficient și trebuie să-i urăm cât mai multe viziuni despre viață, despre viitor și să ne întâlnim cât mai des cu prezentarea astfel de cărți. Vă mulțumesc! Bună ziua! Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Eu nu o să vorbesc despre poezia mea, i-am lăsat întotdeauna pe alții să o facă. Mulțumesc de suflet tuturor celor care s-au implicat în acest frumos proiect cultural, în special doamnei director, Daniela Bardan, care mi-a făcut cel mai frumos mărțișor, o să spun, în viața mea, pe care l-am primit vreodată și pe care la rândul meu vi-l ofer dumneavoastră. Și sper că în această viață să-mi reușesc să-mi editez toate volumele care așteaptă părinți în computer și dacă o să reușesc să vă bucur cumva sufletele, o să fiu și o fericită la rândul meu. Mulțumesc mult, suflet! Mariana Nedea, și poetul știe volumul Verde Crud. Mie, așa cum îi spunem noi în cercul nostru, nu irosește fantezie fără a transmite gânduri profunde în mesaje precise. Este greu să descifrez versurile sale care vibrează, aducând în același timp echilibru între fantezie și ironie. Are o disponibilitate sufletească rar întâlnită, versurile fiind ca niște mărgele ale gândurilor plămădite din substanța emoției. Mia este un fenomen care acceptă provocarea, ceea ce intrigă pe mulți. Este poetul ce sfidează orice axiomă chimică, atrăgând ca un magnet în perpetuum tot mai mult mister în cuvinte. Mariana Nedea rămâne un fenomen greu de deșifrat pentru muritorii de rând. Versul liber al Miei trebuie lecturat cu logică atentă pentru a-i deșifra tâlcul care ne răscolește, ne incită, ne transpune într-un univers fascinant numit miracolul iubirii. Metaforic se strecoară cu toată ființa sa în văpaia trăirilor, însă nu este răsplătită cu aceeași monedă a iubirii. Oare aici se consumă o iubire neîntrebătoare în singurătate? Primește impresii tactile pe care le transformă în fenomen al iubirii? Greu de precizat. Prin poezie, Mia își potolește foamea și sedea iubirii. Poezia ei nu este scrisă ca la carte. Nu respectă rigorile ce se impun, dar ea scrie poezia sufletului ei. Poezie care ajunge de la suflet la suflet. În poezie se spovedește, își descarcă stările, trăirile, într-o cronologie logică sufletului ei. Sufletul ei curge în vers, scoțând la suprafață ceea ce este ascuns cameleonic, și anume exprimarea de sine. Este omul ce cu un curaj răscolitor se așează în fața unei cori albe de hârtie, hârtie ce reprezintă goliciunea unui suflet pur, care o face să penduleze între a fi sau a nu fi muritor de rând.
eliberată de conflictul cu ea însăși, să-mi încheiește poezie zglobul de rigor. Spunea Ana Blandiana că poetul nu este cel ce scrie, ci acela ce exprimă cu ajutorul scrisului. Și Marioara Nedea acest lucru îl face, eliberată de capcanele conveniențelor, este de fapt o nonconformistă. Eliberată de orice constrângere cu maximă mobilitate și disponibilitate a imaginației infantile și descătușate, intră în jocul cuvintelor, așterne versuri pe acea coală albă de hârtie, cu o cascadă de metafore, versuri în care se resimte ludicul acelui adult copil. În același timp, este conștientă și oricât le poate înlocui ceea ce a și făcut în acest volum de poezie, prin care poeta se integrează în natură, în viață. Sunt suficiente 20 de versuri să cunoașteți adevăratul suflet al poetei Nia. Mai e puțin. Poezie în care se resimte regretul poetei că nu poate să fie sărbătorită de sărbători lângă mama sa, dusă puțin prin vecini. Este frig și lacăte la coastă. Se resemnează că mamei îi este cald sub pătura florilor de primăvară. O lacrimă pentru mamele de sub pătura florilor de primăvară, regrete eterne și durerea din vers a Marioarei Mia. Mai e puțin până la pași de mamă, dar nu mai vin acasă ca n-autodăți. Și mi se face frig și mi-este teamă că am să găsesc chiar lacă de la porți. Și cheia e ruginită de la ploi, nici gardul nu se vede din măneți. Canins teribil cum mingea la noi și în casă crește iarnă pe pereți. Tu ești plecată prin vecini, puțin, să împarți iar pască și cu ouă roșii, o să-ți trimit măicuță niște vin și un miel să ai, să nu mai tai cocoși. Probabil că te cald și ți este bine sub pătura din flori de primăvară, de vreme ce nu încerc cum se cuvine nimic din ce-ți luase mastă vară. Mai e puțin până la Paște, mamă, dar nu o să vin acasă ca în alte dăți. Mi-e dor de tine, dar îmi este teamă că am să găsesc chiar lacăte la porți. Dacă am emoții, am, pentru că astăzi mama mea cândva a murit. Mulțumim, doamna profesor Nicolae Ioana, doamna Mirela Gruiță. Deci am ascultat cuvintele. Vreau să-i spun, doamna Inea, dacă din păcate eu nu am citit volumul din Zei înainte. În schimb, am citit un alt volum de poezie pe care mi l-a dat cu altă ocazie, cu altă lansare. Ceea ce vreau să remarc, în clipa când citim o carte, vrem să știm de ce o citim. Versurile doamnei Nedea sunt niște versuri viscerale. E un fel de Miron Radu Paraschivescu dezinhibat. Corpul nostru, corpul dânsei, este prilej de metafore. Deci șolduri, sânii, actul sexual în sine îl transpune în versuri foarte bine alese. Doamna Nedea, felicitări! Sunteți o viscerală la poezie. Deci asta trebuie scoasă în evidență. Sunt de citit versurile pentru că îți creează emoții, dar astfel de emoții decât poetice. Asta vreau să vă spun. Mulțumesc mult de tot! Mulțumim, doamna. Dacă mai există... Domnul Coșocaru, vă rog. Dorin Coșocaru. Fos. Primul voluntar al bibliotecii în proiectul dedicat seniorilor. Stimat auditoriu, mă simt să iau cuvântul prin faptul că pe cei doi iubesc foarte mult. Doamna Nedea, de la nu știu câta lansare care participă atât prin Giurgiu cât și în București,
și nu a desfințit niciodată, din contra m-a atras cu aerul său de munte. S-a așezat în cărchia noastră, România, aici, la Giurgiu, și a reușit, alături de directoarea Patan, să scoată prima colecție a bibliotecii. Biblioteca noastră, pe lângă oameni, are de acum și colecții proprii scoase. Nu spun colectivul care are foarte bun, iar pornirea este foarte bună. De la acel aer al munților cu care coboriți, dăm peste verdele crud al câmpiei. Pentru mine, care sunt țăran, spune foarte mult această problemă, sunteți o biseră. E bine, continuați așa. Iar domnul Ieremia, îi mulțumesc pentru faptul că a avut meritul pe domnul Mucenic, iar cartea lui este o carte pentru giugiuveni. E mare lucru să rămână scris pentru sufletul giugiuvenilor, așa cum au avut evenimente. Mă scuzați că eu de vreo lună de zile sunt foarte gripat. Dacă toate acestea nu am rezistat să nu fiu prezent la prezența unor asemenea talente, cărora le zicem din tot sufletul meu succes să continue, să pântuie până la 70 de ani cât am să trăiți. Îi mulțumim domnului. Da, vă rog, doamna Chirtenar. Dar și eu să spun. Lăsați că mă sunt auzită. Iată, spun și eu ca domnul Dincă. Am vocea mai puternică. Colaborez cu doamna Mia Nedea la revista pe care am fondat-o și poeziile dumnea ei sunt foarte apreciate de cititori. Cititori din toată țara, deci unde a ajuns revista, mi-au cerut să le o prezint sau să le fac rost de volumele dumnea ei. Apropo de Verde Crud, este o poezie care la prima citire i-am promis că am să-i citesc o poezie din acest volum și pentru care o felicit, iar numele dat volumului este extraordinar. Verde crud, cu botul sângerat de leopard, plângea zăpada în asfințitul roșu. Simțeam că mă sufoc, simțeam că ard, ca penele nacit, cu cocoși. Aveam o broască mitomană, aveam un cal și un ied cam surd și o căpiță lifomană ce respira a verde crud. Stăteam lungit în iarba numai sânge, de melci strivici, sub geana nopții care plânge după copitele de cai. Trei stoluri de iluzie migrau mai mult spre nord, mai mult spre sud, deasupra noastră penele zburau în verde crud, în verde crud. Felicitări! N-am avut posibilitatea să admir verdele crud al primăverii actuale, deși locuiesc la țară. Am citit mai multe poezii răslețe despre doamna Mărioara Nedea și un volum mai vechi. A fost o mare surpriză pentru mine. Versurile sunt bine frământate, cuvintele sunt bine cioplite, de multe ori bine rostuite și fasonate. Am impresia că revine asupra unor versuri de mai multe ori, pentru că prea spun că sunt ieșite dintr-o închisoare a minții. Doamna are o temă predilectă,
iubirea. Această iubire care ne învăluie pe toți, dar pe care noi n-am știut, sau mulți dintre noi n-au știut să o redea sau să prețuiască la adevărata ei valoare. Prin tenacitate, cutezanță, mi-amintește de Magda Isanos sau de Serghei Iesenin. Cu toate că versurile sunt mai bine lucrate și aceste metafore care pur și simplu îl copleșește pe cititor, ți te gândești de unde le scoate. Și sunt foarte apropiat. Consider că doamna Marioara Nedrea este o pasăre măiastră. De acum zboară în stolul păsărilor Uniunii Scriitorilor, dar eu sunt sigur că se va înălța și mai mult aproape de cer, pentru că acolo îi este locul. Este o poetă foarte talentată și sunt sigur că va avea un cuvânt greu de spus în literatura noastră. Vă mulțumesc! Am cunoscut-o pe doamna Mia Nedrea pe pagina mea de socializare, pe pagina de Facebook. Inițial i-am citit poeziile și ineditul lor m-au fascinat, și ineditul și versificația și tehnica pe care o folosește domnia sa, pentru că prozodia, ritmul, rima nu sunt niciodată lăsate la o parte. Are o tehnică absolut specială, căreia nu-i găsești greșeală în ceea ce privește versificația. Asta m-a fascinat pe mine de la început. În afară de aceasta, era cu totul nou ceva care amintește de modernismul și postmodernismul românesc. De când am scris un eseu legat de una dintre poeziile domniei sale, pe care am citit-o acum câteva seri, pe care a publicat-o pe Facebook acum câteva seri, uite, trec pocuri. Bineînțeles, eseul este la mine pe pagină pentru cei care vor, care l-au citit și care vor să îl vadă. Numai câteva cuvinte am să vă spun, ca să nu plictisesc. Eu am numit-o de la început, din momentul în care am citit primele poezii, fenomenul Mia Nedrea. Și așa o să rămână pentru mine și cred că și în literatura română. Fenomenul literar Mia Nedrea, am numit-o eu în alte intervenții ale mele, creația literară care s-a născut din imaginația fascinantă a unei poete de talentată, pe atât de capabilă să producă o ruptură, o fragmentare, nu cu totul nouă, pe care a înregistrat-o modernismul și postmodernismul în literatura română. Și apoi, referindu-mă la scriitorul român de azi, al academicianului Eugen Simion, de pe urmele căruia eu am învățat în facultate și care mi-am amintit perfect cum se încadrau la domnia sa scriitorii și poeții, în scriitor român de azi, al academicianului Eugen Simion, există un capitol pe care excelentul critic literar Marsic Amintic l-a intitulat Ironiști și franceziști. Îndrăznesc să cred că aici ar fi încadrată domnia sa, dacă ar fi cunoscut-o, pe poeta Marioara Nedrea. O ironie fină, descătușată de dogme, fantezistă ca un cer pe care se vântă în flori strălucitoare, în nori, în ploaia, în orcubeul, razele de soare, aducând mulțime de gânduri, dorințe, tristeți, decoruri și imagini din care se nasc adevărate bijuterii literare. Ca să simți cum îți intră în pleoapă un mușchi de piatră, e nevoie să ai vederea supradimensionată a unei ființe care simte și trăiește cu toți ori ei viața. Înseamnă să ai gingășia, dar și forța mușchiului care crește pe întâlnirea ei piatra și să vestești lumii ca în timp îi vedem relas, că încep copacii să se deschidă primăvara mâinii și că norii care se deșiră vor lăsa loc soarelui să strălucească și printre razele lui să se vadă în zborlind focuri. Poezia este exact așa. Stă să se răstoarne cerul peste ape, mușchiul de pe piatră mi-a intrat în pioape. Simt că primăvara va veni cu tine, muza când deschide coapsele virgine. Cresc în noi copacii, se deșiră norii,
Ei zic, îmi fac semne, uite, trec cocuri, coinărind prin stepe, dar la acolo puși, gândurile în țeapă, dar purtând mănuși. Rima și ritmul are și o rimă interioară care pot și fi împrumutată. Nu lăsă-mă prende, nici măcar un semn, nu aprindem focul, nu e niciun lemn, dar doar